mă bucur cu cei ce se bucură. De asta am venit toți aici. Nu cred că va mai fi o zi așa de glomerată în privința ca azi. Și este motiv să fie așa. Mă bucur și apreciez interesul, eforturile care le-ați spus, investițiile pe care le-ați făcut, le-ați făcut ca pentru Domnul. Mă bucur și m-am bucurat când am auzit că domnul primar Lungu, care este din satul dumneavoastră, a simțit alături de voi. M-am bucurat că am venit din Salcea la Vale, pe asfalt și când am dat seama că primarul din predica. Și trebuia să fie așa. Mă bucur de tot ce văd și aud. În 3 minute vă spun un buletin de știri pe care nu vi-l spune nimeni la vârsta mea. Cunosc predica de la început, de la fratele Iacob Atba, Constantin Lali, Constantin Lali, fratele Mondachivuța, fratele Carvaschi și tot cum au succedat la rând. Cunosc adunarea veche până la renovare. Adunările creștine după Evanghelie au început după cum urmează, Predica, Luncușoara, Verești, Chirișeni. Aveam legături strânse, o iubire extraordinară, care nu există azi ca atunci la începuturile bisericilor. Și mă bucur când văd eu de atunci până acum cum a evoluat bisericile. Ne-am bucurat totdeauna, predica era leagănul nostru din copilărie. Sărbările se dădeau a doua zi de Crăciun, a doua zi de Paști și așa mai departe. La predica vine din tot județul. Mă bucur să cred că fratele Virgil, președintele Uniunii, își face bună impresie de capătul țării, al Moldovii, de aici, de sus. Rămâne cu impresii plăcute, frumoase și este drept. Mă bucur de tot ce văd și am auzit și n-am altceva să spun decât slava lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Amin. Amin. Mulțumim, Domnul să vă binecuvânteze.